Preasfințitul Părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Telormanului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în biserica parohială din localitatea Pietroșani și a rostit un cuvânt de învățătură. Prin această preaslăvită minune, Mântuitorul Iisus Hristos nimicește moartea, îl scoate pe om din robia morții, îi dăruiește omului posibilitatea de a învia. Și această posibilitate o dă Mântuitorul Hristos tuturor oamenilor. Cuvântul Scripturii este limpede că la timpul potrivit toți vom învia. Ne spune însă Mântuitorul Hristos că unii, cei care au făcut cele bune, vor învia spre învierea vieții, iar alții, cei care au făcut cele rele, vor învia spre învierea osândei. Toți vom învia când va suna glasul trâmbiței la a doua venire a Mântuitorului Hristos. Acesta este semnificația sărbătorii învierii Mântuitorului Hristos. Că ni se dă nouă oamenilor nădejdea învierii. Nimeni nu mai poate, odată cu învierea Mântuitorului Hristos, să creadă că odată cu moartea aceasta fizică în viața noastră pământească se sfârșește totul. Dimpotrivă, moartea trupească în viața aceasta pământească este numai o trecere. Hramul locașului de cult din localitatea Pietroșani este adormirea Maicii Domnului.